invitat cu fără dispoziția 51/08/2018. Din condica de prezență, suntem 12 consilieri, deci suntem în vorum. Drept pentru care vă rog să-mi dați voie să prezint ordinea de zi. La punctul 1, aprobarea procesului de la ședinții ordinare din 26/07/2018. La punctul 2, prelevere din aprobarea cotizației anuale a patrimoniului Asociației Galius Montana. La punctul numărul 3, prelevere hotărâre privind aprobarea rectificării bugetare de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 3 anul 2018. La punctul numărul 4, prezentarea raportului de specialitate privind cheltuielile din luna iulie 2018. La punctul numărul 5, întrebări, interpelări, informări ale primarului și consiliului local și declarații politice. Domnule președinte. Da, bună dimineața, începem ședința cu primul punct, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare. În primul rând, aprobarea ordinei, supunem la vot aprobarea ordinei de zi, redactată și citită de domnul secretar, dacă sunteți de acord. Dacă mai sunt... O aprobăm, că suntem de acord, dar am rugat să suplimentăm acel raport cerut de două luni, da? Privind modul, nivelul de încasare la jumătatea anului 30.06 a taxelor și impozitelor la nivelul bugetului local. Doamna a promis, dar a făcut că... O să apărăm lucrurile la informări, domnul consilier. Lăsați-o la urmă, că nu e un proiect de hotărâre, este doar o informare. Deci, ca să o avem clar, să fie anunțat, da. Să vină la... Situația încasărilor, da. Situațiilor impozitor la jumătatea anului. E pregătită, da? Este pregătită. Ok. Gata. Motoare. Aprobăm ordinea de zi. Cine este pentru ordinea de zi? Sunt de acord cu ordinea de zi. Mă așteptam să băgați pe ordinea de zi și chestia cu buget, cu patrimoniu. Care tot o cer. Poate data viitoare. Da. Sus, mă. Majoritate. Da, toți. Trecem la articolul numărul 1, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 26/07/2018. Dacă sunt discuții pe baza acestui articol... Da, mă înscriu la cuvânt. Domnul Zanfilescu. Cu o singură idee. Dacă mai să-mi scrii cineva... Da, mai... Da, aveți cuvântul, domnul Zanfilescu. L-am citit, ca de fiecare dată, și încă procesul verbal al ședinților nu reflectă în totalitate toate exprimările, toate, să spunem, punctele de vedere ale consilierilor, în sensul că nu că sunt dispărute unele, sunt truncheate. De aceea, rog, cine a întocmit procesul verbal? Asta era întrebarea. Eu l-am găsit întocmit din consiliu. Deci, cine e anume la Aron? Da. Deci, doamnșoara în cauză, să fii un pic mai atentă, că ea l-a făcut după bandă, cam greu e după bandă, asta e. Asta e, banda e cea mai... Asta, să fii un pic mai atentă, pentru că nu numai de formulările, cum m-am urmărit pe mine, dar știu ce au spus colegii pe aici. Și nu erau exact punctate cum au trebuit. Ba, încă la domnul Amrâș, chiar este o chestie care a fost foarte importantă și nu era deloc în aia acolo. Deci, un pic mai mult atenție. Da, nu sunt de acord cu ceea ce spune. Da. Supunem la vot. Cine este pentru aprobarea? Majoritatea. Da. Trecem la articolul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a patrimoniului Asociației GAL, Ulmus Montana. Este același GAL, nu? Da, da, da. Știți despre ce este vorba la, cu GAL-ul, cotizația care o plătim toți care facem parte din această asociație și trebuie să achităm suma de 10.000 de lei. Am văzut GAL-ul ăsta acum, cel puțin, eu am citit un pic, poți să iau cuvântul? Da, poate mai e cineva. Am citit un pic ordonanța 26, 2000,
privire la aceste asociații și fundații. Galul ăsta e prin 2012 suntem noi în el. Nu e ceva inventat acum. Suntem în căruț, cum s-ar spune. Dar am adus primii bani europeni. Aici o să am o discuție cu Vasile, că sunt de juristul cel mai jurist dintre noi. Eu am citit acolo că galurile astea sunt niște asociații și fundații, dar ei nu au statut de utilitate publică. Trebuie văzut o leac mai clară treaba aici, pentru că, de exemplu, eu nu pot să fac comparații între gal care nu are un statut de utilitate publică cu Asociația Comunilor de România, cu ACORU, care au statut de utilitate publică. Eu, ca unitate administrativ-teritorială, am dreptul să am colaborare, să plătesc cotizații, dar la cele care au utilitate publică. Trebuie văzut un pic. Mai întrebați dumneavoastră în juriști ăștia. Pentru că eu am auzit o părere a cuiva de la Curtea de Conturi, că de asta deschid subiectul, care a spus că asta nu este o treabă legală făcută și este făcută la nivel foarte înalt, că ele nu sunt trecute în asociații cu utilitate publică. Puneți-mi asta la cei din departamentul juridic al prefecturii, vă rog, chiar vă rog, această problemă. În rest suntem de acord, plătim cotizația că am plătit-o în fiecare an și asta e. Da. Dar oricum trebuie, nu am înscris, dar trebuie să aduc o completare. Da. Noroc de gal că este asociația care se ocupă de tot ce înseamnă proiecte și ajută unitățile administrative. Galurile s-au înființat ca să facă profit, doamne, să știți. Domnule, noi plătim, noi, tu plătești, el plătește, și nu face nimeni pe nimic. Dar nici dumneavoastră pe gratis? De asta avem de dat cu cea taxa anuală, că nimeni nu face nimic pe gratis. Da? Hai să stați. Da, da. Cine nu a vot? Noroc de galuri. Da, 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 inclusiv agenții economici, inclusiv... Sunt privați în gal. Deci să știți... Da, majoritatea trecem la articolul numărul 3. Haideți. Proiectul hotărâre privind aprobarea rectificării bugetare de venituri și cheltuieli pe trimestrul 3, 2014. Da. Domnul primar. Ia. Aici, administrator. Dacă îmi permiteți să vă... Și vă explic despre ce este vorba cu rectificarea de buget. Este vorba de suma de 2670.000 lei, adică 26 milioane vechi, care vin pentru UNICEF, pentru proiectele cu copii. Îți banii veniți de acolo cu destinație specială. Fata de la UNICEF face activități și proiecte cu copilașii din comună care fac activități de genul ăsta. Și al doilea capitol este suma de 1.591.000 lei, vorbim în... pentru reparația problemelor. Hai să-i spunem 15.910.000 lei. Mă, bine, așa. 1.590, dacă spunem de mii de legea. Da, e bine și așa. E bine și așa. Da. Această sumă o să o folosim pentru reparația drumului. Este publicat în monitor, este dat totul de guvern și trebuie să treacă prin Consiliul Local, formal, ca să ne creăm actualitatea. Da, dacă se înscrie cineva, că eu mă înscriu la treaba asta. Domnul Andruș. Da. Și eu mă înscriu. Domnul Domn Fedescu. Da? Altcineva? Atât. Da, domnul Andruș. Vedeți dumneavoastră că după năcastă trebuie să mai vină și bucurii, da? Și uitați că este vorba de această sumă de 1.591.000 lei. Și știu că au fost în teren o comisie de evaluare a dezastrelor, da? Parcă în sat, doamna Cobos, ne-am și văzut, da? Când erați cu noi. Eu aș vrea să știu dacă s-au identificat și dacă ați identificat punctele care, în urma ploilor astea abundente, necesită reparații și vin cu rugămintea, dacă aveți acum, în acel proces verbal, făcut cu acea comisie, așa, să ne spuneți și nouă. Începând din satul Florești și terminăm cu Șerpenul. Care sunt punctele și unde avem reparații? Nu pot să dau doar ce am înțeles atunci. Dați-mi voie să termin și după aceea dumneavoastră să aveți cuvântul. Deci v-am spus și vrem să știm inclusiv banii ăștia când o să-i avem sau dacă i-avem, poate i-avem în rezultat.
cum vor fi folosiți, cât pentru proiecte și cât pentru lucrări. Bun. Dacă dumneavoastră acum, în momentul ăsta, nu puteți să-mi spuneți punctele care le-ați identificat, care se pot repara, că este drum, că este podest toate astea, marea mea rugăminte, dar a nu se întâmpla cum a fost până acum, la ședința următoare, să veniți să ne spuneți. La punctul ulița Tudorache Vasilești, care este la monument, unde se va face următoarea lucrare. În satul Florești se vor face următoarele lucrări. Da? Asta, asta e toată treaba, da? După care, na, s-a se termin când a terminat. Dar cum adică? E vorba de buget aici, nu? Vă notați dumneavoastră și după care răspundeți. E chiar foarte, foarte plăcut lucrul ăsta. Bun, citeam mai departe și la o discuție anterioară, țin minte că trebuie foarte bine, când ți-a zis de ce n-am făcut modulele în stații de autobuz cu cele de la 416 și mi-ai spus că nu e nicio problemă, în jur de 5.000 de lei va fi lucrat. Vă rog frumos. Vă rog frumos, lăsați-mă că e tot... Hai să rămânem la rectificare. Domnul meu, aia-s tot bani, stați liniștit ca să nu ducem treburile. N-ar nimic, dumneavoastră să-l înțelegeți. Așa. Era vorba, spuneam, de către de 5.000. Am ajuns undeva la 8.924. Da? Așa, firma cum se numește, cea care a lucrat? Dați-mi un domn secretar. Ce? Cine a făcut să... Și tot data viitoare, când să-i răspund și colegului, când va fi treaba, nu mai scriu la următorul punct. Ei, acum, dacă suntem pe bani, hai să le discutăm pe toate. Bun, deci n-aveți firma, nu știm. Din cu rugămintea, ședința următoare, îmi veniți cu deviz lucrare per modul. Cât ne-a costat, da? Pentru că dacă noi avem 5 module în comună, s-au făcut doar 4, undeva la peste 2000 de lei, 20 de milioane pe bucată. Nu știu câte kilogramul de vopsea în ziua de azi, nu pot să... Deci, dumneavoastră, dacă n-aveți astăzi, la următoarea ședință, vreau să veniți deci cu cine și cu deviz, da? Și am mai fi o problemă liniștită. Supuneți-vă aprobare de implementare? Da. Nu. Atunci, o să ne vorbiți pe toate. Nu toate, dacă am ajuns la problema bani. Nu, și, dar cine întocmește documentațiile astea în care se spune astea sunt condițiile de participare, ce studii secretar, și... Secretarul, pentru că unii vorbesc și spun în felul următor, s-a făcut o greșeală. De nu. Da? A făcut o greșeală. Sună bine la chestia asta, vă rog frumos. Și uitați, și cu treaba și cu ultima problemă. Deci am văzut la demolare, la Grigoreni, nu știu, eu parcă țineam în minte că era vorba de suma de 10.000, da? Nu, ai ținut minte bine. Da? N-aș ținut minte, bine. Nu, eu am zis lucrul ăsta, dumneavoastră să aduceți chestia asta, da, și să vedem. Păi, dar dacă n-ai văzut să aprobi planul achizițiilor, desfășurarea totală, de unde să discutăm pe subiectul ăsta? Haideți, acum vă așteptat. În monitor este dat așa, refacere 6 km drum comunal sat Spățeni, refacere 2 km drum comunal sat Grigoreni, refacere 0,5 km drum comunal sat Bogdănești, refacere 0,7 km drum comunal sat Șerpeni, refacere 0,5 km drum comunal sat Florești, refacere 6 podețe comunal sat Florești. Pe procesul verbal, total. Pe procesul verbal care nu l-am acum momentan, așa, dar o să vi-l aduc. Este defalcat fiecare ulicioară și fiecare podet. Deci defalcat cu și cu cantitatea de piatră care a fost evaluată. Deci există, e aprobat de comisii, știți, care au fost membri din comisii la București. Deci e în regulă. Și o să vi-l prezint. Și pe la nu l-am momentan. E foarte bine cum am spus. Noi suntem într-o tot de acord. Nu aruncăm banii. Dar problema este să știi unde se lucrează.
Asta este inventarul comun. Nu, păi pe baza drumurilor din... Nu, dar acum Cătălina a spus chestia asta, iar data viitoare, pe punct, da, domnule. De la Popescu pe la Ionescu, da, avem așa. Da. Păi de asta, zice, eu vi-l dau spre consultare la... Dar nu trebuie și când aveți traversă. 800 de metri, 200 de metri. Da, exact. O să faceți copii și de la colegi, da? Domnul Popescu, aveți un moment. Da, deci suntem pe punctul 3, da? Da. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării bugetului local de venituri și cheltuieli. Ocazionat de cele două chestiuni, UNICEF-ul și care ați refăcut-o. Aș fi vrut să pun două întrebări tehnice, contabile, pentru că aici la partea de venituri este o sumă 4.143,50 de lei. Nu, dar prea cum mă ieși. Așa. Mă interesa să-mi fi spus aici dacă au venit banii, adus pe venituri, dacă în suma asta sunt incluși sumele cele două venituri. Și din cu acela parte de cheltuieli, care merg automat pe secțiunea de finanțare, eu vreau să spun că am înțeles documentul. L-am înțeles. Așa. Dacă aici, în suma asta, sunt trecute și aici sumele. Dar asta putea numai dânsa, din punct de vedere al specialității, să-mi spun. Deci pentru dânsa, la concluzia că ar fi putut un pic să fie mai transparent documentul, încât să-l înțelegem toți și nu mai pune nimeni întrebări. Eu l-am înțeles, să știți. Aveam doar două mici întrebări. Pentru domnul primar, s-ar putea să mă regăsesc cu anumite idei din ceea ce a spus domnul Ambăruș. Nu este nicio problemă. Înseamnă că gândim la fel, muncim la fel și ne va fi din ce în ce mai bun. Deci, ce pași ați făcut până acum, din momentul în care ați primit dispoziția cu banii, cei, și să nu mai spunem în mii de lei, hai să spunem pășleau. 15 miliarde, 910 milioane de lei la Comuna Scorțeni. Singurele cheltuieli, care trebuie să-i răspunsul cu domnul Amăruș, că mi-a pus întrebarea, care se vor scădea pe hârtii, documente din acești bani, este proiectarea. Proiectarea, vreo 6.000 de lei am vorbit deja, dar n-am putut să fac demersuri, că știți că trebuia să aprobare. Așa. Deci proiectarea 6.000 de lei. Dirigentul de șantier, care îl făcă voie plătire, și toți banii vor intra pe lucrări. Așa că le luăm ușurel și e ok. Deci, în primul rând și în primul rând, banii ăștia ne-au intrat. Prima explicație care vreau să ne-o dați, da, este să spuneți așa. Sunt 15 miliarde 910 mii, 910 milioane, dar, stimați prieteni din Consiliul Local și cetățenii Comunei Scorțeni, suma de atât trebuie să meargă la cetățenii care sunt pe lista de despăgubiri. Nu există. Bun. Deci, Bun. Atunci, vă întreb, pentru că au fost oameni afectați, da? Ați făcut o comisie a primăriei, ați făcut o evaluare, sunt 10, 15, 20... Nu există. Vă explic. A fost o comisie, aceeași comisie, care a constatat și în aceeași zi, a constatat avarele pe drumuri, a constatat și avarele la cetățenii din comun. Care au avut apă, dar vă pot lămuri, dacă vă lăsați. Deci există. Deci există. O evaluare a gospodăriei individuale. Domnule, dacă vreți să înțelegeți, vreau să termin tema. Deci, s-a făcut o evaluare, AJP-ul Bacău, în baza procesului verbal, a pus cetățenii să facă cereri, s-au depus cereri la AJP-ul. AJP-ul a făcut evaluare și deja s-au făcut plăți. S-au dat la 7 familii care au avut apă în casă, suma de 5.000 de lei, fiecare a venit la AJP-ul luni aici, chiar la masa asta, au fost chemați cetățenii și au fost despăgubiți. Aceia care au avut apă în casă, casă cu rol, casă locuibilă, deci nu anexe și alte... Da. E potrivire de guvern. E clar și... Aia s-a făcut cu 10.000 de lei pentru cei care au avut peste 50%. Păi spuneți, să înțeleagă. Dar la noi nu cunoscut cazul cu peste 50%, să dă 5.000 de lei. Deci câți cetățeni, în urma calamităților, au ridicat suma de 5.000 de lei? Fiecare. Da.
Arhiepiscopul a venit. Are primăria Oțelul o situație nominală? Nu, pentru că arhiepiscopul a dat. Nominal vă pot da, că știu cine sunt. Păi tocmai de aia, că doar ei dacă au făcut o cerere, n-au dus-o la arhiepiscop. Au dus-o la primar. Da. Nu? Nu, primăria a transmis cererea, s-a făcut aici, s-a registrat. Deci mai 7 și atât. 7 familii care au avut apă în casă, nu s-a dat de culturi agricole, nu s-a dat. Una este gospodăria și alta este locuința, din cauza asta. Și nu trebuie să spune, doamne, ne-a stricat gospodăria, nu? Așa, nu gospodăria, casă. I-a intrat în casă și legiuitorul a spus în felul următor. Cei care au peste 50% daune, le dăm 10.000. Da. Cei care au sub 50% până în 5.000 de lei. Și eu am înțeles, alea 7 familii au primit câte astea și... Bun, acum s-a rezolvat. Problema este pentru noi podul Podețe, care sunt alea case, da? De acum las pe colegul. Mă lăsați în continuu, da? M-ați lămurit, deci banii ăștia nu au nicio treabă. N-au treabă. 15 miliarde de bani, 7 familii au luat, deci atât au fost... Da. Bun. Cum veți selecta executantul? Executantul acestui mare proiect. Deci ia, nu se discută. Deci am vorbit cu un domn expert. Este o sumă foarte mare. Domnul Vatamai și am vorbit cu un expert în achiziție, eu o să discut luni. Deci care este modalitatea de a de achiziție și dacă ați demarat ceva? Că, de exemplu, nu, pe cum să demarez dacă... Da. Deci nu ați primit bani, nu? Da, dar nu poți să folosesc. Ați luat o decizie. Cum veți selecta executantul? Conform legii. Am un expert în achiziții care îl întreb și mă ajută să nu calc legea. Deci încă nu aveți clară stabilită. N-ați plecat la un gând. Nu. Bun. Aș vrea, și aici am văzut că suntem pe aceeași frecvență, aș vrea ca la ședința viitoare, când o să aveți foarte multe elemente deja rezolvate, inclusiv pe modalitatea de achiziții publice rezolvate, acestei prestări de servicii, să dormiți un plan pe această mare lucrare. Din faptul că, cum a zis, ca să-l vedem... Dar este un proiect, domnule, dar eu nu am putut să-l... Deci nici nu am proiect. Adică, în baza la ce este pe legii și ce este pe stabilit pe proces verbal, am trimis în teren, dar n-am putut să... Eu îi spun un plan de acțiune, care o să-l găsim în mapă la ședința viitoare. Să vezi tot. Toate elementele care sunt și... Exact. Da. Dar până la treaba asta, pe mine m-ar interesa pe aceste drumuri, de drumuri în special. Ce material v-ați gândit? M-am gândit la piatră în spate, dar de ce vă spun? Eu inițial am avut ideea să facem, cum am mai discutat și cu dumneavoastră înainte, să facem drumurile, dacă tot le facem, facem omenești, cu alt material. Am vrut să pun beton. Nu-mi permite legea. Dar legea spune destul de clar. Asta vreau să vă explic. Legea spune destul de clar. Ce ți-a găsit în teren, dacă e aia beton, pui beton. Dacă este balastru, pui balastru. Aia. Dar, să aveți grijă că acum, având banii ăștia, unde mergem să reparăm, pe anumite distanțe, vin cu rugămintea că aveți voie să faceți șanțuri betonate. Încercați cu treaba asta și dacă ați făcut treaba asta, atunci mai scăpăm de alte necazuri. Și fără ea de lipsă de modestie. Dacă noi aveam acum alea, proiectele alea cu drumuri făcute, noi nu mai ajungeam aici. Dar acum dacă este și avem banul ăsta, atenție, puteți. Deci nu putem repara să punem asfalt, că zicem că avem banul. Nu este investiție, nu. Legiuitorul spune destul de clar, ți s-a stricat drum de piatră, apoi repari drum cu piatră. Adică să ne așteptăm după... Deci acum să ne așteptăm, după prevederile legii și logica asta, că noi vom pune tot balastru, ca cu 70 de ani, pe toate drumurile. Da. Nu stă voie legiuitorul. Și când e o ploaie... Acum am înțeles. Campania cu balastru a început, da? Tot în tazlăul. Eu vreau să montez, deci hai să vă înțeleg. Este o sumă, domnule, la metru cub sau la tonul cum o luăm, pe lege, este o sumă care nu poți să o depășești. 143 de lei sau 150 de lei metru cub. Dar dacă găsesc în suma aceasta piatră concasată, de cale ferată, de aia iau. Domn primar, să nu confundăm piatra coartă cum a fost piatra stată. Nu, piatra concasată de care la linia ferată, de aia cu colțul care se dată. Piatra confundată cu balastru. Pe aia șopta, adică se pune ceva... Din Tazlău să arată. Din Tazlău. Da, mare, dragi. Din Tazlău mare, din Tazlău să arată. Da, bun. Să știți că este o sumă foarte mare. Eu chiar îmi doresc să vedem că cheltuiți banii ăștia eficient și va fi un salt calitativ considerabil care vrem să-l apreciem cu toții.
Dar dacă mă întrebați pe mine personal, de ce va ieși din treaba asta, eu n-am nicio speranță că veți face treaba bună. Și am motivele mele personale. Ei, da. Dacă se fac șansurile de aici, haideți să mai aduc o precizare. Nu, lăsați că dacă... Restriți-vă la cuvânt dacă vreți să faceți precizări. Nu mă mai întrebați. Eu nu mă mai întrebesc, eu sunt la cuvânt. Așa este. Și chiar dumneavoastră urmați aici să vă pun o întrebare. Da? Deci dacă vreți să vorbiți peste mine, peste dânsul, vă înscriți la cuvânt și ne dați completări. În locul dânsului, dacă dânsul nu vrea. Acum vă pun eu o întrebare chiar dumneavoastră. Am văzut că pe data de 20, tot în contextul ăsta al banilor, am văzut că pe 27 iulie, șeful dumneavoastră al PNL de la Bacău, domnul Ionel Paler, a afirmat în conferință de presă și este televizată. Și eu l-am urmărit. Că Scorțenii au primit 15 miliarde pentru două poduri și nu știu câte câțiva kilometri de drum afectați, concluzionând nemulțumit, că banii de la inundații la Scorțenii au fost dirijați după carnetul roșu de partid al primarului. Deci puteți să vedeți deci pe 27. Asta a declarat și politică. Domnule, ascultați-mă un pic. Eu n-am pus întrebarea. Deci da. Asta este contextul și acum întrebarea. Dumneavoastră, doamna Cobuz, care veți fi implicate în această activitate prin funcția care o aveți de viceprimar. Ce spuneți dumneavoastră? Sunteți de acord cu afirmația domnului Paler? Dumneavoastră, ce credeți? Păi nu știu, eu vă întreb pe dumneavoastră. Nu, nu spuneți mie ce credeți. Nu, eu vă pun întrebarea. Nu, și eu am răspuns tot printr-o întrebare. Eu vreau să vă spun. Vedeți ce înseamnă politica în ziua de astăzi? Adică că vă răspund într-o întrebare. Eu am văzut șeful PNL, nu-i de acord. Dumneavoastră ce crede? Ce părere? Ce părere? Față de șeful dumneavoastră. Sunteți de acord cu șeful. Normal, șeful și șeful. Da, domnul Zambiu. Dar stați să înțeleți ceva, da? Da. La nivel local, nu cred că dumneavoastră veți fi vreodată împotriva realizării unor obiective de la care se vor face la nivelul Comunei Scorțeni. Dacă dumneavoastră considerați că... Am înțeles, doamnă. Prin asta spuneți că nu sunteți de acord cu domnul Plană și vă mulțumesc de răspuns. Asta e răspunsul dumneavoastră. Eu păi am spus să trag o concluzie. Am tras-o. Mulțumesc. Dumneavoastră nu înseamnă că poți fi și invalabilă. Sau realistă. Eu am încheiat. Ați încheiat. Acum să vă răspund eu. La comisia care a avut deplasare în teren, comisia de la nivel județean, nu au fost prinse șanțuri decât într-un număr mic de metri. Apropo de ce a spus dumneavoastră cu șanțuri betonate, atâta timp cât comisia și noi la nivel local nu am avut nici în inventar și nici faptic șanțuri betonate, nici acum din banii aceștia nu putem să facem lucrări de betonare șanțuri pentru că s-ar încărca legea. Adică ați înțeles, 15 miliarde, 900 de milioane se vor duce în Balastru. Campania Balastru a început. Nici eu peste dumneavoastră nu... Deci de-aia n-am nicio încredere în ce veți face. Ca să știți. Nu scrie nicăieri că acești bani trebuie cheltuiți toți. Da. Dacă lucrări se vor preta pentru a se efectua... Nu, așa este. E mai luat așa ca domnule, dacă... Corect. Și eu aș vrea să iau acasă. Oricum trebuie să știți un singur lucru. Nu vreau de la nimeni nimic ce nu mi se cuvine, dar tot ce mi se cuvine vreau. Am văzut la cheltuieli cu ce să vă gândiți. Aveți cele mai mari cheltuieli. Atât? Haideți să nu... Păi dacă doamna nu se înscrie la cuvânt și văd că devine regulă a nu mă înscrie și s-a vorbit, atunci vorbesc și eu când vreau, doamna președinte. Ați înțeles? Dacă nu mai sunt discuții, articol, supunem la vot. Cine este? Nu puteți da banii la o parte ca atare? Sigur că, dar nu vedem urmă. Deci, domnul primar, planul de acțiune, vă urăm succes, suma e foarte mare, responsabilitatea la fel. Vreau să ne convingeți că... Un detaliu te-ai mic și încheiem. Asta a fost acordul. Fiți atent ce vă spun domnul Joațilescu. Deci, cum am gândit-o? Și știți, poate și tehnic. Vorbim ca procedură și domnul Amărul știe foarte bine. Se poate face, deci chiar dacă am șanturi puține, trecute, prin dispoziție de șantier, a proiectantului, schimbăm, adică cantitatea, când mi-o dat jumătate de metru de piață spartă, pe aia nu o să fac niciodată priză, chiar dacă îți calific terenul. Deci o să punem o cantitate mai mică, de 20, dar o să facem că avem 48 din kilometri de drumuri locale. Dacă le dublez, nu pe toată suprafața, de duci la 70, dacă scădem din dublarea aia.
Păi trebuie făcute acolo să cheltui bani cu escavarea. Deci o să vină buldozer, scoate balast sau ce este pisat în pământul, să-l care cu basculele. Deci chiar vreau să facem omenește. Scarificăm, când scarifici prima oară, automat se mai duce pământ în șanț. Venim cu șanțurile și în urmă vine cu piatra și cu cilindrarea. Deci soluții corectă și viabilă. De asta aveți încredere că o să pun un dirigent din șantier, o să trimit oameni pe teren, o să am nevoie de sprijinul dumneavoastră, a domnilor consilieri, prin rotații, prin segmentele de drum, când o să vedeți că lucrează, o oră măcar, să fiți și dumneavoastră, ca să avem flux. Pentru că acești bani, dacă nu-i cheltuie într-o lună jumătate, două, ne ia înapoi. Cum... De peste acolcina, da. Și avem nevoie de bani, în altă parte. Da? Deci trebuie să fie... Da, nu asta de acțiune, bănuiesc o să-l încadrați și în timp. Păi, eu ce vreau? Că cine de obicei la noi facem ambiții vara, pierdem autorizații vara și ne apucăm iarna viitoare de lucruri. Cam așa... Da, și atât am chiar să... Așa ar trebui format o... Deci este o mare responsabilitate, suma este foarte mare. Este foarte bine că ați câștigat-o. Bravo, felicitări. Cum e cineva din primărie să... Care cunoaște să fie și să nu mai fii spazat. O să fiu și eu pe teren, o să fie și doamna Vitor, o să fie și Bogdan din Alisul. Nu mai fii cum a fost până acum. Deci au fost trimis burdo singur și au fost numai de Vitor și doamna Vitor. Băi, au fost în chirier utilat. Neavând... Păi gata, cineva trebuie să-i supravegheze. Un dirigent de șantier și un maestru. Păi o să vină cu echipa. Păi, dar nu mai fii cu mine. Ala, eu vreau, dar vreau să-mi spuneți și două, care dintre consilieri au fost prezenți chiar și pentru închirierii utilaje. Prezenți, așa faptic, efectiv. Deci, ascultați mă pe cineva. Se văd că se vorbește fără să mai țin impozit. Da, la o lucrare de genul ăsta și la orice lucrare plătești dirigentul de șantier. Păi, te duci tu consilier care ai studii de muzică să supraveghezi lucrarea de construcție. Doamne, vreau să vă auziți ce vorbiți. Nu, eu am spus că nu vă îngrădește nimeni dreptul de a fi prezent. Și ce abilitate am eu dacă sunt profesor să-i spun lui ăla, bă, ce nu faci nimic? Și eu sunt tot profesor. Eu cred că primarul neapărat administrativ, dacă are la dispoziție un specialist, îl pune. Dacă nu, se plătește dirijinte de șantier. Gata, hai să începem cu acest specialist. Da, vă mulțumim, trecem la următorul articol. Nu spuneți nimic, nu. Da? Haideți, haideți, supuneți la... Nu, supun! Suntem de acord, i-am urat și succes domnului primar. Articolul numărul 4. Prezentarea raport de specialitate privind cheltuieli pentru luna... O chemă pe... Îmi permite și mă duc pe jos. Nu mai rost că tu ești operatorul de credit. Nu, domnule, de citit fata raportul. Dar nu știu să citim. Ce loc? Respectul ce pot... Da, ar citi pe comisii, cred că... Da. Lăsați așa, mă duc jos. Eu nu vreau pe aia. Deci, acest raport de specialitate nu este un proiect de hotărâre. Nu putem discuta, da, sau detaliat, și fiecare pune întrebare, două, trei, nouă, cât... Domnul președinte. Da, dacă scrie la... cineva la vot, ca să nu avem... Eu mă înscriu la comentarii, domnul Mircea a vorbit la punctul drept. Da, domnul Mircea a mai vorbit și acum. Îi iau și timpul lui. Mă rog. Domnul Cirel la punctul drept, dar vine înapoi. Da? Domnul Zan Firescu Mitriță. Da? Domnul Zafirescu, vă dau... La ședința de comisii trecută, când eram aici Vlana cu doamna Alina, sesizând un pic creșterea cheltuielilor, ne intrăm pe urmă să vedem în execuția bugetară, am prins ideea dumneavoastră că s-a semnat contractul cu AFIR-ul, da? Și probabil că au intrat, conform legii, plata acelor echipe de proiect. Da? Da. Bănesc că aveți o dispoziție, domnul primar, de interior, în care a stabilit o echipă de proiect. Da. A semnat contractul cu AFIR-ul. Deci, da, contractul cu AFIR-ul, dacă mai țineți bine, care tot l-am votat noi cu două, trei, refăcut, se referă la o finanțare europeană de 50.000 de euro prin act GAL, la AFIR, 52.000. Așa. Așa, pentru dotarea celor două cămine culturale cu mobilier și acel loc de joacă la jocuri, la grădiniță și la Grigorie. Bun. Am înțeles că ați semnat contractul cu AFIR. Am semnat amândouă. Am, deci și pe unul și pe altul, sau cum? Da, două de facate. Bun. Bun. Astea sunt astea sunt proiecte pe fonduri europene.
Potrivit legii 153, completată cu ordonanța 91, este bază legală ca echipele de proiect care participă în cadrul acestor proiecte la întocmirea de documentații să beneficieze, conform legii, de niște sporuri salariale. Înainte de să spuneau clase de retribuire, după apariția legii 153, de să spun sporuri. Puteți să ne nominalizați acum direct dumneavoastră din cine este compusă această echipă de proiect. Că da? Din salarizare de aici rezultă că deja luați bani. Iar în teren, lucrurile n-au început. Râdeți. Dar ce de râdeți de mine sau de ceea ce vă spun eu? De ceea ce v-a scris. Da. Deci așa se întâmplă. De răspuns. Deci în momentul când s-a semnat contractul, s-a trecut la plată. Da. La echipa de proiect. Dar în teren nu se mișcă de nimic. E moral? Nu. Domn primar. Deci nominalizați, vă rog, echipa de proiect. Dar de ce spuneți dumneavoastră? De ce spuneți dumneavoastră? Nu și-au făcut nimic, eu nu știți. De ce? Păi vă dumneavoastră ce suntem în faza de achiziții. Deci ascultați-vă un pic. Eu v-am cerut așa. Păi plătiți. Dar sunt urmează doar. Deci plătiți. Da. Documenti. Deci plătiți, da? Documenti documenti. Da. Da? Deci nominalizați echipa de proiect din cadrul acestui proiect, din cadrul acestor proiecte. Primar, viceprimar, contabil. Și sporurile aferente. 5. 15%. Deci dumneavoastră cât luați? 15%. Doamna viceprimar, toți. La salariul lui. Da. Ceilalți, cine sunt? Am spus primar, vice, contabil, niță și văzăreț. Deci 5-5. 5-5. Pe următoarea, așa, o să-i dau la ceilalți colegi, când ne apucăm de impactă. Am înțeles. Deci, acum să știți că chiar mi-ați explicat de ce în anvelopa salarială, unde în la 1 martie, în loc de aproximativ 10,5 miliarde necesare, așa. pe 2018, așa. Erau 14,5 miliarde. Am dus noi 1 miliard la biserici. Dar au mai rămas cu 3. Acum chiar îmi dau seama de ce ați gândit cu anticipare. Ca să vă majorați salariile pe aceste lucrări. Și, aceste lucrări și asistenții sociali care se ocupă, care au grijă de bolnavi, vor beneficia conform legii. Eu vorbesc de proiectele europene. Obligatoriu. De echipele de proiect. Dar, apropo, aveți contractul acum semnat. Contractele, anul 2. Așa. Puteți trimite pe cineva să vedem și noi contractele? Semnate cu afirul. Când coborâți la contabilitate, de doamna. Deci semnate cu afirul. Vreau să văd eu, să vedem noi în Consiliu, semnate contractele cu AFIR. Foarte bine. Da? Când coborâș jos, Filip aici... Aia e prima bază a acordării acestor sporuri salariale. Dar eu stau acum și mă întreb dumneavoastră ca primar și ca viceprimar, chiar scrie în legea 153, nu, atenție ce spun, eu știu bine, completată cu 91, pentru stimularea absorbției fondurilor europene, președinții Consiliului de Județ, vicepreședinții, primarii, și viceprimarii ca de aleși local, beneficiază chiar dacă e un proiect sau mai multe. Nu e adevărat? Ba da, este adevărat. Scrie în lege, nici nu ați citit-o. Așa? Deci, până la 25%. Deci până la funcție de numărul de proiecte. Deci până la 25%. Dacă într-un proiect ia 10%, în altul poate să ia 5%. Dacă există un proiect, ia. Dacă sunt mai multe, tot atâta ia. Nu. Scrie în lege. Nu e adevărat. Mai citit. Nu e adevărat. Mai departe, funcționarul public, așa. Funcționarul public, până la cât îi dați? Nu poate să depășească salariul viceprimarului, ăla e plafon. Dar ăștia, deci dacă nu dați în la, deci ca să nu depășească... V-am întrebat de acum la ăștia 3 oameni. 12. De, la ăștia 3 oameni. Ei nu au, cât nu au la 100. Procent? Nu au la 100. Deci funcționarul public are contaj. E cu ore. Cu contaj. Bun. Cum se execută contajul în cadrul unui proiect pe fonduri europene? Trebuie să dau unui raport pe care îl depun fiecare... Deci cum faceți punctajul? Legal. Doamne, eu văd că dumneavoastră încercați aici să mă tensionați, să nu mă... Nu mă tensionați, asta e problema. Eu aș vrea, ca să deveniți condescendent, eu pun niște întrebări, ordonatorul principal de credite îmi răspunde, lăsați ignoranța asta de care dați dovadă, că stați pe scaunul ăla de viceprimar datorită lui. Că dacă eu duceam două voturi lui Costel Cernat, mă ta făceai dansuri la școală. Ei, nu poate. Da, da. Îți spun eu. Așa că te rog să ai mai multă condescendență, da, să fii mai politicoasă. Că am o vârstă, pun niște întrebări primarului și el trebuie să răspundă, nu dumneata.
Punct. Și eu la fel, dar deci revenim. Sunt lucruri deci care vă pun informare egal. Citiți mai mult, m-am convins. Deci ascultați-mă un pic. Ca să terminăm subiectul. Dumneavoastră ați început să plătiți aceste sporuri. Mi-ați lămurit cu 15%, deși legea vă putea da voie chiar și mai mult, până la 25%. Scrie în lege. Vreți să vă citesc? Vreți să vă citesc în lege? Vreau să cumpleți internet. Ordonanța 98. Care modifică legea 153. Bun. Da, este normal că noi care nici n-am început aceste lucrări în teren. Da? Dar chiar dumneavoastră a spus documentații, domnule, a spus, se plătește pe documentari. Documentații cine întocmește? Firma de care se apucă să facă hurile? Deci dumneavoastră ați întocmit documentații? Am început achizițiile publice pentru dotări. Dumneavoastră ați făcut vreo documentație? Da, domnule, dar în ce bază fac achiziția? Dumneavoastră personal, viceprimarul, ați făcut vreo documentație? Eu vă spun că au făcut documentațiile, sunt făcute de responsabili. Dar la Iași cine a fost, domnule? Deci, că v-ați deplasat până la Iași. Și cine se interesează? Că v-ați deplasat până la Iași cu mașina și ați spus așa în vilă, considerați, da, vă dă drept. Da, vă dă drept. Dar pe pontaj, dacă revenim, că a spus... Dar pontaj nu e eu, aflați de la mine că doamna nu știe. Că se lucrează în afara atribuțiunilor de program pentru aceste proiecte. Și nu confundați atribuțiunile de serviciu când fac două hârtii ca documentații în cadrul unui acest proiect. Dar să știți tot ca și din program. Și până la 6-7. De fapt, deci, domnul, aici e cu o semn întrebări și eu v-am atenționat că concluzia asta este. Ați umflat anvelopa salarială în martie cu atâtea miliarde, anticipând că vei veți da banii ăștia în salarii. Alte primării au dus banii investiții, colegi. Și într-adevăr se plâng acum pe la guvern că nu le ajunge banii de salarii. La noi nu. Sau la măsuri, chiar dacă noi le-am majorat salariile, prin lege, da? Ca să mai aibă ceva de luat. Și noi nici nu facem nimic. Cum? Nu mai răspunde. Nu e funcționarea adresii de scutare. Când am zis la salarii, adresii de scutare. Da, domnul. Mai am de întrebat dacă... Mai am de întrebat, că suntem la punctul... Așa. Am văzut la doamna Cobuz aici, cum am văzut și una trecută, aceleași deconturi la... Spune aici, ordine delegații, transport iunie 2018. 5.492 de lei. La ceilalți 23, 69, 172, 84 de lei, bănuiesc că sunt anumite chestiuni legate de mașină. Totuși, doamnă, văd că stați foarte bine în bazele legale. Nu pot să dorm la noapte, știind că dumneavoastră îi luați banii ăștia și aș vrea să, acum, până terminăm ședința, să-mi aduceți baza legală pentru chestiunile astea, nu la delegații, că la delegații vi le semnează problema, având aici un plus transport. Ce înseamnă plus transport? Și încadrați-mi într-o lege transportul ăsta ca să spun, da, domne, la delegație e ok, am citit, dar transportul ăsta probabil că completează această sumă de la delegații și eu nu pot să dorm la noapte, nu vreau să dorm cu gândul urât, că dumneavoastră v-ați putea înfructa din banii publici. Și vreau eu să mă liniștesc. Știți de ce? Pentru că chiar eu v-am făcut viceprimar. Și puteam să-l fac, și puteam să-l fac pe Costel Cernat. Cu două voturi. Adică 5 plus 2 făcea 7, da? Am vreo obligație? Nu că aveți o obligație. Aveți obligația să funcționați așa cum... Nu mă interesează. Niciodată nu mă interesează. Atunci, ce trebuie să spuneți? Nu, deci eu vreau chiar acum să vedem dacă dumneavoastră aveți o bază legală. Eu am depus o solicitare așa cum permite legea, solicitarea... Păi da, eu vreau doar atât să mă lămuresc. Articolul cu tare... Articolul cu tare... Dar nu sunt eu cea mai măsură, deci eu v-am întrebat pe dumneavoastră. Nu vreți să răspundeți. Citiți atâta și știți așa de bine legea. Deci eu am citit și nu am găsit pentru transport. N-am găsit. Pentru delegații există. Deci pentru delegații există, nu comentez. A fost aici plus transport și eu n-am găsit o bază legală. Mai interesați, vă mai citiți. Adică dacă mă plimb prin comună cu mașina mea în diferite chestii, anume, da? Există undeva scris. Da, și dumneavoastră în calitate de consilier. Eu n-am să fac așa ceva. Ei, n-am să faceți, asta e problema. Nici dacă aș fi în locul dumneavoastră, deși nu-mi doresc niciodată, nici dacă aș fi în locul de sus, care chiar nu l-am văzut, chiar nu l-am văzut, nici la niciun decont. Da. Merg mai departe. Asta este legea pe care orice consilier local o poate folosi. Nimic altceva.
Dacă este ceva ilegal... În prima, am văzut... Face sesizare. Am văzut o... Am văzut o... Eu trec peste probleme. Aveți ceva personal? Eu nu fac. Aici nu. Poate dumneavoastră, poate credeți că sunteți în discuții cu huian să faceți ce. Pe mine nu faceți ce. Vă interzic și nu-ți de acord pe așa. Deci, ascultați-mă. Transport cu platformă, 833 de lei. Da, mașina, cu ce am adus la da, mă, un sielo. Un sielo, domnule. Dar de unde ai adus-o, mă, la București, domnule, am adus mașina de la București. Dar cu ce am adus localul? Nu-i pentru sielo. Atunci, ce ascultă, mă? Am înțeles, pentru că nu sunt, și revin cu ideea care am să o spun, că în continuare, cheltuielile sunt redate fără lipsă de transparență. Pentru că dacă tot spune aici, transport cu mașina, platforma achiziționată de la cufet, eu nu mai întrebam. Deci, concluzia este mai dură decât întrebarea mea. Că se fac documentele care să nu le înțeleagă nimeni. Asta este. Și nu o spun cu răutate. O spun constatând. Deci se demonstrează un dispreț față de noi, în primul rând. Dar și față de cetățeni. Pentru că dacă eu aș înțelege, nu ți-aș spune tot felul de întrebări. Mai departe. Am văzut aici asistență juridică și aș trebui domn Vasile să mă lămurească ce înseamnă 2500 de lei. Dar mai citiți și dumneavoastră, domn primar, documentele pentru ședință. Și dumneavoastră o să zici, bă, mă întreabă Mircea, mă întreabă Mireiță, mă întreabă... Probabil problema calea, da? Cine care le avem, domnule Piro? Mai fac care, domn primar? Aveți cu calea iar din nou, acum am înțeles, da? Nu. Păi el este juristul. Primarul trebuie să le știi. E vorba de recursul care s-a făcut pentru... Da, am câștigat procesul și recursul cu stația de epurare. Am câștigat pe fiul la Măinești, am făcut recursul la Bacău și s-a câștigat acum recursul. Acum așa trebuie să devine... Domn primar, cursul de perfecționare, 850 lei, sunt prins în, da. În area acolo. Cine a fost? Lăzăreștiu Bogdan. A făcut cursul de obligat. Pentru? Domnul, care e cu ISU? Ce? Două săptămâni a fost la protecția civilă, cu siguranță. Este de certificare. Da? Domnul, ascultați-mă un pic. Este curs de certificare într-o meserie? Sau e curs de perfecționare? Că nu e aceeași mâncare. Perfecționare. Pentru că cursul de certificare trebuia să-l aibă la încadrare, iar cursul de perfecționare se face conform legislației în domeniul periodic. Da, da, da. V-ați lămurit? Nu. Controlul este procesul verbal la controlul, dar ISU a stabilit așa ceva. Da, da. Eram obligat. Deci nu-i plăcere. Uite, domnul Vici, demolare grădiniță Grigore. Ce ați spus aici? A mai fost odată 9-10.000 de lei. Vă rog să-mi spuneți, domn primar, cu ce firmă, da? Ați făcut această demolare, pentru că acum și mie mi s-a părut de la 90.000 de lei de rap, nu mai rețin. Dar să căutam în urmă. Dar căutam, n-am mai avut timp. Și acum văd de sume mai mari, ceea ce ați și dumneavoastră ați spus. Lămâriți-mă un pic aici. Domnul Jantel, nu pe mine mă întrebați. Dumneavoastră rețineți, dar rețineți cu un an în urmă. Pe fila de buget, acum un an de zile, doar banii aia am avut. Nu se demolează nimeni ceva cu 9.000 de lei și am fost obligat. Și dumneavoastră ați aprobat în Consiliul Local, când a făcut bugetul în primăvară, suma de, acum nu știu eu chiar, 106 sau cât a fost? 10.000 a fost. Da? Nu a fost 10.000. Fost 6.000. Mult mai mult. Trebuie să vedem la contație. Practic, e aprobat cu dumneavoastră, nu-i. Aia de anul trecut 10.000 ce-a fost. Vă spun eu singur. Suntem Parlamentul Comunei, da, luăm niște decizii împreună, fără să vă iludăm ideile, și le-am susținut, dar dacă faceți afirmația asta, știți că mă doare pe mine. Dacă eu cer de 3 luni de zile sunt veniți cu o situație a patrimoniului și văd că nu o văd niciodată pe ordinea de zi, dumneavoastră ce ați crede în locul meu? Păi patrimoniul este atributul Consiliului Local. Ați făcut o inventariere care Curtea de Conturi a găsit-o praf. A venit doamna, a prezentat o mie de probleme anul trecut.
ca dare de seamă. A venit Curtea de Conturi, a zis, nu-i nimic bun. O faceți din nou. Ați plătit o firmă. Nu ați știut nici cu cine ați făcut-o, nu ați știut nici, v-am întrebat, nu ați știut nici cât ați plătit-o. Și a zis, veniți, domnule, cu dare de seamă, vedeți și noi acolo. Că chiar am spus un exemplu. Vreau să văd și eu câte cositori alea mai sunt. Erau lipsuri. Erau, așa prezentați doamna, erau lipsuri. Nu erau lucruri scăzute. Și nu ați să spuneți acum că mă porc ca un inchizitor. Păi faceți-vă treaba ca lumea, nu, cu transparență, că sunteți zero la transparență. Nici n-ați citit legea de transparență, de decizional. N-ați citit-o. N-ați citit-o, că dacă o citeați, știați că cifră întreg eu, nu este inchiziție. Hai, domnule, ne știi să ne jignești, acum nu facem procuratură. Îți atent, aici v-ați dat o să vă coste lucrul ăsta. Problema este în felul următor. Haideți să ne liniștim. Da. Uite, și data trecută... Păi este atributul meu, că de-aia i-au indemnizat. Domnul Zambrescu, numai 10 secunde și gata. Uitați ce a spus dânsul, zice bine. Să știți că oamenii în sat încep să-mi spună în felul următor. Că dumneavoastră, domnule primar, atât de multe lucruri ați face, dar nu puteți că noi, consilierii, vă blocăm proiectul. Da, bă, trebuie să venim noi de acasă să le facem treaba. Spuneți-ne și nouă, care este acel proiect unde Consiliul Local Scorțeni nu a fost blocat și n-a fost de acord. Dar care oameni nu s-au? Oare? Acum nu mai recunoaște. Acum nu mai recunoaște. Da, domnul ce vedeți... Ia spuneți, domnului, este adevărat? Sunt foarte mulți oameni care întreabă de ce nu se face nimic. Da, și ce că noi vă blocăm, nu e frumos. Eu nu cred că tu le... Uite, se discută treaba asta. Nu e plăcut lucrul ăsta. Dacă ne puteți da un exemplu, unde spuneți așa, uite, primarul Comunei Scorțeni a demarat proiectul cu și când am ajuns la... Domnul consilier nu au vrut să mai votez. Eu nu țin minte în 2 ani de zile de activitate ca și consilier local să fi zis, nu, domnule, nu suntem de acord cu treaba asta, da? Nu, de aceea vin cu rugămintea. Nu mai, eu îi dau drept, n-am treabă cu vorba lui Geu, n-am treabă, dar nici așa să puneți problema că suntem dumneavoastră la bară, noi sus, în distanță de judecată. Dar trebuie să știe omul ce se întâmplă cu. Și cu asta am terminat. Dar vin cu rugămintea, n-aș vrea să mai fie chestia asta pusă că, domnule, aș face, dar nu-mi dă voie, nu știu ce. Că atunci ar trebui să revin la chestia, vă place potul de la Aron acolo? Sau vorbiți cu colega, cred că are salvat aceea hârtie unde scria că acest drum va fi făcut la Paștele Cailor? Nu este frumos lucrul ăsta. Haideți să nu ne mâncăm între noi. Dar ceea ce punem întrebări, veniți următoarea ședință și nu ne puneți în față, să vedeți ce frumos va fi. Asta e. Domnul Mircea, nu vă supărați, dar vă fac un exercițiu de memorie, când erați dumneavoastră primat, ce spuneați colegilor? Care îmi puneau întrebări? Vă duceți la compartimentul de specialitate. Bun. Așa spuneați? Dar colegii aia care le aveam atunci, să știți că veneau și înțelegeau. Poate, uite, vin colegii consilieri, nu poate să înțeleagă. A, dă-le, domnule, Hârtiuța, citește-le. Că nu este greu. Adică ți se pune întrebarea, domnule, cu cine ai lucrat? Ce? Păi nu țin minte cine se proiect, dar câte lucrări avem lui Cătăline de pe 25, 30 pe lună? Mă întreb de asta. Eu când eram, ei, da, e adevărat, uite, la pe domnul Vică. Când a fost chestia și mi-a cerut hârtie, v-am dat domnul Vică, că și eu. Am cerut tot la un contract. Da, și mi-l-am dat? Da. Asta aveți și dumneavoastră de făcut, domnule. Avem 2 ani de zile, se cere. Nu, tot batem pasul pe loc. Păi nu ne venim cu reanță, nu ne înțelegem. Apoi ne înțelegem de vreo 2 ani. Domnul Cirque, da. Mergeți și dumneavoastră. Gata, haideți să-mi dea cuvântul la cineva. Nu mai un pic. Mergeți și dumneavoastră, dați cereri, să vi se pună la dispoziții oricărui cetățean. Ce am spus mai înainte, eu am spus treaba asta. Faceți cereri, să vi se pună la dispoziții toate. Lăsați că s-au pus la dispoziție hârtii și fără cereri. Că dacă îi pun întrebarea lui Cătălin, câte cereri au fost depuse? Cine au pus și, cum să spun, a ajuns în posesia acelor documente fără o cerere în prealabil, își riscă cel care a dat din primărie, da? Că a încălcat legea. Dar la tot ce înseamnă consilier local și simplu cetățean, dar mai ales consilierul, nu-i îngrădește nimeni dreptul. Du-te, depune solicitare, inclusiv pentru transportul lui Copuț Lidia, fă solicitare să ți se pună la dispoziție orice document. Păi, dar asta înseamnă că se pregătește ședința, să fie un secretar, nu, să nu facă hârtie, ce Gelu a zis că a făcut ce adică pentru telefonie. Haideți să devinem, eu nu știu. Domnul președinte, așa este. Depuneți cerere să vină ce vreau fi să pune, mi se pune aia. Ce se pregătește și gata. Deci sunt discuții inutile. Așa pierdem timpul. Tensionăm lucrurile de pomare. Adevărul este între noi.
Adevărul trebuie să-l vedem cu toții, exact, fără să ne acuzăm în chestură, că nu-i chestură, contradicțiile totdeauna trebuie să aducă dezvoltare, că de-aia sunt contradicțiile, chiar și cu bătută de picior în pământ, chiar și spus cu vorba bună, chiar, dar trebuie să înțelegeți că noi, Consiliul Local, suntem altfel de Consiliul Local, cum ați vrea dumneavoastră. Da. Domnul, ca să fac o precizare la ce a zis și a afirmat domnul Mircea Ambăruș, nu neapărat că dacă suntem noi mai mulți, noi, nu înțelegem. Dar dumneavoastră, dacă ați vedea și dacă ați citit raportul de specialitate, da, pentru cheltuieli de luna iulie, și ați văzut telefon, 13.000 și până acum era 3-4.000, de ce n-ați întrebat? S-a pus întrebarea că a fost între 600 și 700 de atenție la treaba asta, da? Și de-aia trebuie și te parca. De-aia voi explica și hai să vă explic și o dăm în limba. Domnule, telefonia. S-a bunat contractul la un telefon pe care rețeaua 100-200 de euro din foc. Având în vedere protocolul încheiat cu cei de la serviciul rutier prin care trebuie să transmitem radiere în timp real, s-a securizat o linie separat. Deci e un alt contract, un altă contract valoare la abonament. Atât este de ușor și uite, trebuia pus aici, adică îți spuse oamenii. Specificația să înțeleg oamenii. Trebuia aici unde zicea telefonica de astea ce înseamnă, de fapt. 700 de lei contra valoarea acelei linii securizate, care o va funcționa doar cei de la taxe și impozite care vor face radieri și poate venul când va fi dat în folosință. Pentru că sunt date cu caracter personal și nu pot pleca pe linii neprotejate. Pentru că nu le preia nici instituțiile celorlalte. Voi le înțelegeți, noi care am trecut pe aici le înțelegem, dar uite, nu trebuie să se supere nimeni, da? Nici eu nu ți-a că nu le înțelege, nu că nu le înțelege că nu e vorba de mafie. Au apărut prea mari și n-am știut de ele, dacă era specificat, era clar. Deci asta nu-i nimic. Aici Zambulescu cere de vreo 9 luni de zile chestia asta, dom'le, haideți să vedem și noi desfășurătorul pentru sumele care se cheltuie. Au fost puse la dispoziție. Asta vreau să zic, nu trebuie să ne supărăm. Bă, și e atât de ușor. Am scris aici cheltuielile astea, da? Și de fapt, ca spuneam, bă, la internet avem de plătit atât, la camere de luat vedere avem de plătit atât, la telefon atât, totalul ne dă atât. De la bine, așa să spun? Da, și vă dea cu facat, am să-i spun eu. Păi, treaba asta se cere de mult în cătăline și asta ajuns la discuție. Bă, nu-ți facă, poate să nu-i facă. Bă, întrebare, la cheltuiel cu bunuri și servicii administrație, la materiale cu caracter funcțional, este trecutul doamna lui cu 2200. Apoi, la alte bunuri pentru întreținere și funcționare, încă o dată trecutul doamna lui om. Deci, sunt pe două luni, mai bani. Am înțeles, dar... A fost plătit, a fost plătit o lună nu a fost plătit și am luat banii. Adică, pe luna aceea... Dumneavoastră spuneți că pentru luna iunie eu nu găsesc în mapa. Merge jos și vă garantez că și-a luat sumele de bani, că n-au fost bani pe bunuri și servicii și nu poți să iei pe alt trimestru și o așteptat să simți în trimestrul iulie, așa, și a fost plătit retroactiv pentru ce a muncit. Consum apă râul Tazlău, 462, ce înseamnă? Ce spune domnul Vasile? Consum apă, da? Nu umple rezervor și energie electrică. Băi, bă, hai să mai lasă-mi și eu despre ce vorba. Apele românii percep o taxă anuală pentru ce scoți din subsol. Se plătește taxa la apele români. Aceea este. În bine citește apometru de jos, în funcție de ce s-a consumat de anul trecut și până la anul ăsta, se face un proces verbal, se încheie, se dă numărul de metri cum și se plătește. Dacă era trecut așa, nu înțelegea. Aia. Da, mai este ceva? Da, și ar mai fi închiriere utilaje. S-au întrebat de mai multe ori, utilajele care stau în spatele primăriei, ce se face cu ele? Pentru că, uitați, plătim 17.000 de lei, ultima oară când s-au făcut lucrările de întreținere, sau așa zise lucrări de întreținere, cel puțin pe Florești am fost. Alea nu sunt lucrări. Dar care sunt alea? Ce s-a făcut pe Păi ce s-a făcut? Nu e dragul meu, că nu s-a făcut nimic. A trecut de la Radeaș și la Vale și plătim 17.000, stăm cu alea, spatele primăriei, și plătim alea. Nu este denumirea unei prestări de serviciu. Ăla este mijlocul cu care faci denumirea contractului. Atâta timp cât au fost controle la Curtea de Conturi și au venit și au verificat chestiile astea și au zis că stă în picioare, nu e nicio problemă. Dar problema este că au trecut atât ăla cu compactorul, cât și ăla cu autovedul, au trecut. Trecea șufa care le-a dat șufa că e sărat, era puțin o bună. Trecea compactorul înainte și autovedul după el? Păi ce e lucrarea? Nu. Acolo nu-ți dea pe niciun cu chestia. Da, bine. Da, domnul Mihai, să-l vedeți.
Da, vreau să întreb aici la servicii SSM și cercetare accident. 3500. Ce reprezintă? Păi, după accidentul care s-a întâmplat cu Stagiu Basilica, la nivel de UAD, trebuie să facă o cercetare. Cercetarea nu poate face nu avem specialiști. Și automat, la itiner, s-a făcut un contract, s-a terminat cercetarea, dosarul îi la domn secretar, mâine suntem obligați să prelucrăm cu acel dosar toți angajații din primărie și au plătit suma pentru cercetare cu această... Eu nu-ți mulțumesc de răspunsul ăsta. Nu prea am înțeles. Dar cui suma asta cui s-a dat? De bani. La firma care a făcut cercetare. Păi eu nu-ți mulțumesc de răspunsul ăsta, pentru că noi prin discuție de prima... Dar nu sunt instituțiile statului care fac cercetările astea, poliții, parchet, tribunalul. Aia merg paralel, e altceva. Nu, e la o situație de genul care, la nivelul corpurilor, la nivelul instituției, primarul, prin decizie, prin ordine, numește o persoană care o face, de fapt, la începutul anului, care girează securitatea muncă, la nivelul sistemic, care face niște cercetări preliminare la un accident. Nu cumva doamna are și curs de SSM? Are, dar numai 42 ore și n-are voie. Bun, nu pune așa în bilă. Da. Are cu 40 de ore, nu are voie, că trebuia curs de 80 de ore. Păi și când am făcut o treabă de asta, nu trebuia făcută ca lumea, pentru că ea că s-au luat niște bani care trebuia să-i dai la o firmă particulară acum. Da, e o comisie, deci nu numai unul singur face cercetare. Ăla e care... Da, domn primar, se dispoziția de primar prin... Da, dar s-o da dispoziția. Prin... Dar comisia, deci trebuie să fie guvernată de o persoană ca... Expert. Cercetarea prealabilă, la nivel instituțiu, face un om numit care are un curs de dumneavoastră prin dispoziția de primar. Și lui ăla îi dau mai puțin, îi dau vorba lui mai puțin sau chiar deloc, dacă e... Da, dar au venit la ITM și... Omul, eu am înțeles ce l-a întrebat el. Dar dumneavoastră nu i-ați răspuns ce a făcut el. Da. Mai aici cu serviciile din televiziune, 880, cât mai e contractul? Deci au fost două luni de zile, două filmări sau... Probabil. Prestați servicii în vizionare. 880. Adică știam că e în jurul din 400. Păi atâta e, dar s-a fost o filmare. Fără justificare, nu știu, dar... Deci, eu am văzut și două luni plătite, n-au fost, nefiind bani în buget pe primele 6 luni, plățile s-au făcut abia după... Domnul a spus altceva. S-a filmat, nu posibil la a doua filmare și nu fost două ședințe. De când a fost la ședințe, a spus unul s-a prezentat filmare. E filmarea care nu s-a filmat. Da. Dar aia a fost plătită? Nu e adevărat, aia nu a fost plătită. E cum să nu? Aia nu a fost plătită. Haideți, doamne, dar am întrebat cu jurnalitatea. Chiar nu știu. N-a fost ședință, dar s-a plătit inundațiile. Cum? Păi dacă îi facem reportaje, nu. Nu, nu, nu. Aia nu cred că e. Nu se plătește, aia nu a fost plătit. Aici au fost pe două luni, că și dacă zice că și treaba cu fântâna, cu la fântâna, e pe două luni. Păi da, dar nu știu, de două luni, dar scrie aici cheltuieli pe luna iulie. Păi da, dar și s-a făcut... Păi și nu ați specificat luna dinainte. Păi de ce, domnule Colet? Pentru că am spus întotdeauna. Aceste documente de la compartimentul de specialitate economic sunt cu semne mari de întrebare, nu ne lămuresc, iar transparența în ele este zero. Acum, dacă putem să dăm cuvântul colegii care are treabă, să citească ce a jucat dumneavoastră. Cu... Vă zic pe sume sau procent? E procente. Doamnă, eu am solicitat treaba asta. Băieți că aveți niște sume, noi nu le-am văzut. Avem și sume, păi eu i-am văzut domnului secretar, nu știu de ce. Deci, oricum, când citindu-ne sumele, să știți că nimeni nu își va putea face nicio mai. De asta am și întrebat. Vă rog să fiți de acord. După ce citiți sumele astea, dar asta aveți exemplu de anul trecut, mai țineți minte? Când ați venit la început de an și ne-ați spus... Noi situația asta o facem oricum la fiecare început de an, după okay. Dăm la finanțe, așa ne plimbăm. Sumele, deci noi trebuie să spuneți așa, fără să știți sumele. Doamne, pe anul 2018 avem știm de încasat, da? Păi haideți, doamne, că ați făcut-o anul trecut. Doamne. Și atunci eu îmi dau seama unde situația sunt. Situația am făcut-o la 31-7. Bun. Așa, bine. Da, pentru că s-a încheiat luna, mai pentru persoane fizice. Și avem încasări la impozitul pe clădiri pentru persoanele fizice 65,3%. Așa.
Impozit și taxă pe clădiri de la persoanele juridice 65,41%. Impozit pe teren de la persoane fizice 61,42%. Impozit și taxă pe teren de la persoanele juridice 93,09%. Puțin. Da, foarte puțin. Impozit pe teren extravilan, aici cuprinde și persoanele fizice și juridice, 55,80%. Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoanele fizice 50,68%. Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoanele juridice 35,32%. Venituri din concesiuni și închirieri 66,99%. Procentele sunt aproximative. Da. Nicio problemă. Mai avem amenzi. Dar sunt o bază de discuții. Amenzi circulație restante. Asta vreau să vă întreb. 6,21. Amenzi contravenționale. Milioane. Procente. Amenzi contravenționale restante 2,5%. Iar pentru anul curent, la amenzile de circulație avem un procent de încasare de 1,42 și la amenzile contravenționale de 13%. Când vorbim de anul curent, vorbim de amenzile debitate de la 0101 până la 3107. Da, am înțeles. Era foarte interesant. Aici și suma era. În afară de amenzi, noi amenzile nu le raportăm la finanțe pentru că nu se cer, în special impozitele. În afară de amenzi, un procent aproximativ per total 57,65. Acest procent până la sfârșitul anului din anii anteriori nu cred că va mai crește cu cel puțin 5-7 unități. Suma finală care se oferesc toți banii, tot. Suma finală, însemnând venituri conform contului de execuție eliberat de finanțe Moinești la data de 31 iulie 2018, avem 2.268.091 lei, care cuprind nu doar impozite și taxe, cât și alte venituri venite de la alte unități. Ok. Din cât ar trebui să fie la 31.12.2018? Întrebare de baraj. Din cât ar total. Știi total. Că păi mi-a spus o sumă, e ok. Ca să o raportez, să trag o concluzie, trebuie să știu cât trebuie să am la final. Și atunci văd unde sunt. Păi la final nu... Nu la leu, doamnă. Nu, dar nu doamne ferește. Așa la procent? La procent? Cât o să ajungem la final? La sumă și procent, poftim. Păi suma nu putem să o spunem, pentru că amenziile intră din ce în ce... Dar da? Suma care trebuie să o strângem, trebuie să o știm. Nici suma păi, care trebuie să o strângem nu putem să o știm, da. Pentru că apar modificări de debite și în același timp scăderi sau intrări în debite. Și suma poate să se mărească sau să se... Să vă spun eu să sincer... Să presupunem că nu apar. Să vă spun eu sincer, vom ieși cu încasările undeva la 65%. Dacă vom ieși. Da. Da. Că de obicei așa ieșim. 63, 63. Din cât a fost cât s-a recuperat? Vreau să vă întreb de restanțele de pe anul trecut. Așa. Știți că ne-ați prezentat mereu. Să vă că sunt restanțele la început de an, ne-a spus. Avem 12 miliarde, n-am uitat. Zic bine? Da. 12 miliarde la amenzi, da? Și 12 așa. Miliarde la impozite, spuneați anul trecut. Așa. La sfârșit de an ne-ați spus o situație bunicică. Anul trecut, vă ziceam, pentru restanțele care se finalizau la 31.12.2016, da? Bun. Acum vorbim la 31.12.2017, aveam la amenzile de circulație o restanță de 248.182 de lei, din care s-au încasat 15.416. La contravenționale aveam 411.590, din care s-au încasat 10.321. Vorbim de restanțe, inclusiv amenzile care vin până la data de 31 martie anului curent, pe anul anterior, tot restanțe. Eu trag concluzia că aici nu e roz prea. Din vedere. Nu e nivelul de încasare. Nivelul de încasare, există compartiment, ceea ce am putut să fac, am făcut. Stați un pic, doamnă. Dumneavoastră faceți teren? Nu. Cine este încasator de teren, domnul primar? Da, nu ești încasator de teren. Pe ia că te vedeți. Da, dar vedeți. Noi vedeam odată, băi, că eu nu sunt perceptor. Dar ia că perceptorul ăla, pe vremuri,
Făcea treabă pentru primărie, ce vreau să vă zic, ca să înțelegeți că... Dar după cum știți, după cum prea bine știți... Sunt persoane informate de aici, care degeaba te duci pe teren, deci sumile astea sunt vechi 29 de ani. Sunt persoane care nu au nimic din lucrurile lor. Ce să iei ăla, chiar dacă te duci în teren? Deci omul nu are nimic, nici proprietăți mai ridici și tu-i propriezi că... Pașa vi-a spus. Înștiințare, informație, executare. Toți pașii a făcut fata, dar dacă e omul insolvabil, ce, luați ceea ce s-a putut, pentru că programul cu plătire a pus la ora 1, iar eu de la 1 la 4, peste toate la un loc. Documentele mele și peste ceea toate, ce mai peste pot, toate la un loc, dosare. Peste toate la un loc, mulțumesc. Cât, în sumă, suma, cât avem restanță noi acum în impozite, acum, la zi, să zicem, sau cât de cât, aproape de zi, și cât avem în amenze, ca spus, în procente, așa. Deci, ca o concluzie generală, două sume. Atât ar mai trebui în impozite să fim undeva la 90%. Da? Da, pentru o primăria Scoțeni n-a fost și nu va fi niciodată. Cât ar mai trebui la amenzi să fim la 99%? Spune dumneavoastră. Iar din amenzi nici atât. Să zicem că poate dacă... Deci restanțele acum sunt tot de nivel de miliarde. Dacă vreți să vă zic restanțele pe anul anterior, ceea ce s-a debitat la 1.1.2018, deci la atunci vorbim așa, de impozit clădire persoană fizică 38.902, impozit clădire persoană juridică 60.322. Aici vorbim de acele rapoarte de evaluare pe care le depune persoanele fizice, care la 1.1. omul are dreptul să le depună până la 31 martie, le găsește nereevaluate și le impune cu 5%. Dar omul până la 31 martie se prezintă și se scade. Da? Deci suma nu este atât. 60.322. La impozit teren plus construcții persoane fizice, 60.328. La impozit persoane juridice, tot curte, 4.913. La taxă teren extravilan persoane fizice și juridice, 73.263. La impozit auto persoane fizice 80.522. La impozit auto persoane juridice 21.594. Aveți un total? Total cuprinde și alte taxe. Da. Toate taxele din codul fiscal. Toate taxele. 425.570. 4 miliarde de euro, deci la 1.1. Da, aici au mai și venit impozite, gen, un exemplu, un om care nu și-a declarat un teren, când îl găsim, pentru că noi nu avem poliție locală să-i dăm amendă că nu și-a declarat în timp real, îl impunem cu 5 ani în urmă. Deci, la 425 au mai și venit, dar s-au și mai scăzut. Fiind mai mulți proprietari, un exemplu, și-a declarat fiecare parcela lui de teren și când a venit la dezbaterea moștenirii, aceeași parcelă o plăteau 5 persoane. Ca specialist faceți o estimare la 31-12, așa, generală? Nu, nu putem să facem. Aproximativă? Nu. Păi știți de ce? Ar trebui să o faceți. Pentru că dacă o faceți și o spuneți domnului primar de acum, dânsul poate ordona niște măsuri care să îmbunătățească gradul proiectare. 1. 2. Mai am o singură întrebare și mă declar mulțumit. Am aprobat în Consiliul Local, nu, acum vreo câteva luni de zile, un plafon al îndatorării. A fost treaba trecută pe... Am văzut-o pe... Este pe internet, este la... Pe site. Întrebarea mea este că am văzut-o că e la 30 martie. De câte ori o faceți la început și la sfârșit de an, de câte ori o faceți? Trebuia să facem la finele fiecărui trimestru, dar pentru că nu a fost timp, nu am reușit să... Bun. Măcar la finalul anului. O facem. Dar nu o facem la început și la sfârșit. Dar da. Oricine poate să prezinte deci, programul de lucru și acum. Am văzut gradul de corectare, nu e nici foarte, nici foarte. Aveți o idee? Una, două. Scurt. Cum ar putea crește gradul de încasare? Să se ducă la îndeplinirii titlului executorii. Deci asta e treaba compartimentului de... Pentru că... Nu, nu este treaba. Nu, nu. E treaba. Așa a făcut. Deci, juristului. Deci, o firmă de executare. Deci. Tocmai. Deci asta e soluția finală, pentru că pașii legale cu compartimentul sunt făcuți. Deci, deci informații, executare. La taxe și impozite nu am voie să și impun, deci stabilesc, să și încasez, să și execut. Înțeles. Pasul următor.
Pasul următor în aparatul administrativ, cine trebuie să-l facă? Deci secretarul trebuie să ia legătura cu... Dacă am avea compartiment de executare... Firmă de executare și atunci se duc la neprimire... Păi noi în organigrama nouă... Avem jurist, da, e vorba de bani. Da, bine. Păi vă dați seama dacă punem... Atunci ne vom înjura un pic. Doamnă. Dacă punem în executare un cetățean care are 20 de amenzi, toate alea 20 de amenzi trebuie căutat. Că a fost nu avem cum să și căutăm. Și acum să facem și că toate minunile astea, sumele astea foarte mari, vin din urmă. Vin din foarte mult timp. Vin de asta 2007, 2008. Că de fapt și de drept, ce este de fapt pentru anul curent, noi, asta este, am cerut treaba asta sub nicio formă să facem un reproș cuiva. Am cerut treaba asta ca să vedem cum stăm, pentru că situația asta, să știți că e o situație generală, la nivelul... Da, mai mult sau mai puțin. Și să vedem dacă ar aveți o pârghie prin aparat administrativ, să mai crește. Banii vă trebuiesc. Domnul secretar, deja cu domnul secretar am purtat discuție și am avem dosare în instanță, avem dosare cu proprii trimise la angajatori, unde am găsit venituri. Deci, primii pași au făcut. De acum să vedem... Da. Mulțumesc! Trecem la următorul articol. Da? Întrebări, interpelări, informații ale primarului și consiliului, declarații... Interpelate mai poți, Cătăline, dar... Dar cine se înscrie la cuvânt la... Uite, vreau să-i mai spun o treabă, Cătăline și Cătăline. Două secunde. Domnul Ambăruș. Iarăși, ne-i pe urmă... Nu, e secretar. Domnul Zanfiru. Nu, nu, îi dau o doamnă. Doamna Ceaușu. E o doamnă, nu? Da, de 10 secunde. Da? Domnul Zanfiru, Miveriță. Da, mai zic 10 secunde. Cătălene, vezi că e o perioadă lungă de când avem stâlpul ăsta în fața primăriei, căzut pe colț, cred că sunt luni de zile. Cineva mi-a zis odată că n-ați fost în stare să aduceți un televizor. Oamenii când îți vin la treabă, pune-i la treabă, nu să se uite la televizor, da? Așa, stâlpul ăla de pe colț de acolo, găsești pe cineva, nu e frumos. Eu am văzut un detaliu. Dacă-s doi, hai rău atunci. Doamna, ia mai vedeți ce faceți pe la primăria Scurție, ca și gospodar al unității, da? Cu asta am încheiat eu. Da, doamna Ceaușu. Eu am o întrebare. Cum să facem lumina la biserică? E singura care nu ar fi. Dinainte de Paști, deci sunt atâtea lucruri. Urmează să iau... Mi-a zis el. Eu am adus aminte, vorbesc eu cu societatea când au timp să vină, să vedem ce-i făcut și dacă putem legal să facem treaba așa. Da. Am înțeles. Domnul Zanfirescu. Pentru domnul secretar, da? Vreau să o punem pe doamna mică asta, să punem să notezi, da? Domn Sandel, te rog să notezi pentru domnul secretar. Da. Pentru domnul secretar, site-ul ăsta a primăriei, da, care-i dânsul al trebuie să-l coordoneze pentru că este tăticul tuturor, noi plătim unul de vreo 7-8.000 de lei, mi-aduc aminte, parcă anual îl plătim. Da, un, da. Da, dar ăla nu vine să ne-l actualizeze cu probleme de interior. Noi trebuie să... Deci am observat aseară, târziu în noapte, că doamna Nuța nu este consilier local. Acum nu zic că doamna Nuța este rudă cu mine, dar ea nu trebuie să fie acolo în locul lui domnul Hâncu, domnul... Da? Deci nu este, deci e tot domnul Hâncu. Trece-l, domnule, e femeia asta acolo, e consilier de un an și ceva. Mâine pornim, e președinte de ședință. Păi da, deci Dumnezeu. Ai derimat. Avem în continuare pe doamna, pe domnul Irineel, să trăiască oriunde ar fi și să dea Dumnezeu să-i meargă bine. Da. E colega noastră, adică cum nu o trecem acolo? Deci e o chestie banală, de doile. Sunt altele mai grave. Organigrama, domn primar, acum ne-i scorțe. Organigrama, ca la toate primăriile, este semnată de, dacă îți spun caz jos, domnul. Nu. Că era de președinte de ședință la timpul respectiv. Domnul secretar Vasilică, da? Domnul, cu fostul tău consilier, domnul Costel. Ce băi, 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 domn primar. Dar eu, ai impresia că eu mă uit... Nu-i treaba ta. Eu te-am spus că sunt întrebări pentru secretar. Am înțeles. Da? Că de-aia 5.000 de lei la cum la scoate. Pe lună. Bun. Organigrama este din 2016. S-a muncit, s-a dus, a ținut-o cu 7 luni din sertare, a întors-o, a înnebunit-o. Avem organigramă nouă, modernă. Păi, domnule, acolo... Greșită, așa e. Da. Păi, cum? Înseamnă că atât ne-a dus mintea, ce Dumnezeu. Am discutat cu el. Domnul, declarațiile de avere. Este o lege, da, în care trebuie să le actualizăm. I-am spus că n-am intrat jos, lucrează la treaba. Am văzut
în hotărârile Consiliului Local, este o rubrică în bara hotărârea Consiliului Local. Sunt acolo trecute câteva, până s-o, s-o înfip hârlețul prin aprilie, nu știu cât, s-o blocat și nu mai e nimic trecut. Un om, eu, tu, mi-aduc aminte, mă uit pe site, văd o hotărâre din urmă. Nu vin să-l pun mereu să desfac. Nu-s trecute. Ca să nu mai vorbim de dispozițiile de primar, care este rubrica acolo, toate trebuie să apară acolo. Pentru că asta înseamnă transparență decizională. Deci pentru domnul secretar, legea transparenței decizională în actul de administrație publică este străină. Eu știu că e greu să vii, să faci toate treburile astea dacă vii la 9 și pleci la 2, dar trebuie să le facem. Da? Am văzut că nu există în treburile astea și nu le fac care e proști. Dar haideți să intrăm și noi odată în rândul lumii. Pentru că aceste probleme le-am mai spus și anul trecut. Deci chestia asta cu site-ul. Și asta este în dar este dată dispoziție să actualizez eu, cum deci, e fapt, că nu verific. Bă, îmi spuneți acum după două luni. Am să-i transmit și i-am văzut. Eu nu mă uit pe site. Dar am zis, am zis, mă, l-ai înțeles tu. Pentru dumneavoastră, am câteva întrebări. Nu vi le pun așa la rând. Mai scurt, scurt, scurt. Scurt și la. Scurt. Deci, mă interesează, că suntem chiar și pe subiect. Poate ne-am lămurit un pic, dar vreau să auzi din gura noastră. Cu cine ați executat această lucrare la drumul școlii, ca firmă, denumirea firmei, și ce valoare a avut contractul? Tabucom. Pentru că noi avem o recepție azi. Tabucom, parcă. Eu aș fi vrut să văd astăzi, eu în afara comisiei de recepție, unde sunt acolo, am mai rămas, da. Rătăcit undeva, dar eu, în calitate de consilier, aș fi vrut dosarul de achiziție acestei. Dosarul de achiziție trebuie să luăm de la lucrări publice. De la domnul dar probabil în concediu, băiat. Dar probabil trebuie să țin la domnul Viță, care este în continuare în concediu. Da. Mi-am lăsat aminte de treabă. Avem farul, am listat de el. Îmi pare rău că a plecat Diana. Că am uitat-o, dar mai m-am lăsat aminte, dar vă pun dumneavoastră direct. Nu sunteți șeful. Sunt oameni în Comitetul pentru Situații de Urgență, acea grupă de voluntariat. Bogdanel a venit atunci, acum un an, a venit cu modelul care l-am aprobat în Consiliul Local de nou contract. Și l-am rugat, noi cu toți atunci, l-am rugat ca să vină, ca să validăm printr-o hotărâre componența acelei grupe. N-a mai venit. Păi în concediu. Și în concediu. Exact. Exact. Și de ce? Pentru că acele contracte, după cum am văzut eu modelul atunci, se semnează de șeful SVSU, dar și un reprezentant al Consiliului Local, care noi îl numim. Corect. Un reprezentant. Acum există aceste contracte? Vi s-au prezentat? Sunt... Nu în concediu, băiatul. V-am spus. Bun. Să... E în concediu. Bun, domnul primar. Deci aveți-l atent. Deci, Bogdan, să vină Consiliul Local, cu această grupă, cum a zis domnul Ambăruș, și care exista funcțional. Dar există și acum. Așa. Grupa trebuie prezentat. Și să hotărâți, pentru că n-am hotărât. Este totuși o chestiune veche și cred că nu e normală. Nu-ți fac niciun afront. E din mandatul tău. Așa s-a hotărât, așa s-a pus în aplicare. Cei care au făcut parte din comitetul ăsta au avut o scutere din voie. Nici o problemă. Hotărârea a fost la Consiliul Local. Da? Păi dacă noi n-am văzut un primar... Ce se hotărâre? Componența 5, 9, 10, 15, dar a fost... Așa, ce s-a aprobat? Păi discutăm după ce vedem. Băi, sunt de vechea... Sunt în țară. Mai trăiesc? Mai rămâne. Pe vechea componență, da, erau pe aparatul de specialitate, care cu 28 de persoane. N-ai să faci tu 28 de persoane, că așa era organigrama. Organigrama... Nu, dar vă explic. Nu, dar vă explic. Omul a trebuit să vină cu această chestiune, domn primar, treceți. Din aia 28... Din aia 28 au fost persoane active, 13 sau 14, din ce rețin eu. Dar au și renunțat. Mai sunt câte ori mai fi. Acum să vedem dacă contractele alea omul renunțat, automat nu mai este în vigoare. Bogdan a zis că se ocupă cu o găsire și alți băieți tineri care să vină să intervină și o să vă aduc 2 ani și 3 luni și vă aduc și domnul. La ședința noi reușim până la sfârșitul mandatului. La ședința pe care avem un plan, s-a dat 200 milioane aproape pe el. Nu l-am aprobat, dar nu l-am citit. A avut dreptate domnul Ambăruș. Trebuia o ședință extraordinară să-l intrăm în detalii, să vedem dacă lucrurile acolo sunt așa cum sunt, dar presupunem că sunt bune, da? Da? Dar chestiunea asta cu comitetul nu e, nu e clară, nu e, nu e clarificată. Și nu mi-a luat în nume de rău, dar că doi ani și ceva. Ce firmă a făcut la școală lucrarea pe drum? Tabucom. Tabucom. Mă rog. Știți valoarea? Păi valoarea... Noi să facem o recepție. Valoarea a fost stabilită tot din noi. Mulțumit? Tot din noi, da. Uite, de exemplu, au fost dintre colegi care cunosc foarte bine, poate chiar sunt mai specialiști ca mine. Da. Și mă bucur că sunt și unii care, nu numai eu să fac observații, care au spus că acolo, din proiect s-a greșit.
Adică un microbuz nu poate intra pe acel drum pe timp de iarnă ca să nu intre crivat. Intră. Intră, dar dezăpezim ca să intre. Dar cum să nu dezăpezim ceva, să dezăpezim? Era bine din partea șanțului să fac un grilaj exact cum s-o vorbim la voi. Dar și vă spun eu, și așa din ce mi-a explicat mie domnul ăsta care a existat lucrarea, eu că am luat apă. Adică chiar am luat apă. I-ați dat din muncă și a luat apă? Nu, că au fost lucrări suplimentare care s-au mai făcut cu grătarul, cu... În fine, ce au mai făcut... Păi domnul, l-am pus proiectul. L-am pus, dar nu l-am lucrat după un proiect. Da. Deci, dar ce vă spun, nu poate să mai fac el, nici cred că dacă și cu ceva în plus. Eu sunt de acord cu proiectul, cum spun domnul ministru Zanfirescu. Trebuie să mai lucrăm noi niște bănuți, cât drag o fi 5.000 de lei, cât o fi, și punem pe cineva să-i facă grătar, măcar nu mai vreau la scoară. Proiectul ăsta, nu i-am acum. Proiectul ăsta, dacă noi îl dezbăteam, nu neapărat la nivelul comunității, dacă îl dezbăteam aici, 15 capete, mai întunecate, mai luminate. Și domnul nu-l făceam de la început. Spus că necesită așa ceva. Nu era mai bun. Mi-a zis, atunci o surma. Continu după cât îi plapă. Deci eu trag concluzia că proiectul, care l-a selecționat, care l-ați achiziționat. Deci, și atunci proiectul ăla l-ați văzut numai dumneavoastră, că nu l-am mai văzut, eu l-am văzut așa ceva. Ați văzut? N-am mai văzut decât ăla cu achizițiile, ați văzut așa ceva proiectul ăsta? Poate dumneavoastră să spuneați. Bă, aici lipsește treaba asta. Zic eu. Deci asta înseamnă transparență. Hai să le facem ca în momentul în care este o problemă să ne asumăm cu toții. Că acum vreau să vă spun, că dumneavoastră a spus că e o lucrare bună, dar ea că dai cu colegia asta, a zis, dom'le, acolo nu-i prea bine, aici nu-i prea bine. Au fost dirigent de șantier, au fost plătit? Da, da, dirigent de șantier de obicei care... Urmărește lucrarea după proiectant. El se uită pe proiect. Proiectant. Și asta a spus, asta aveți. Da, da, da. Și că am făcut casă fără apă. Păi, dar asta e avut proiectul, asta e avut, asta ai. De patrimoniu. Revine la patrimoniu. Da, doar frumos. Atât vă rog și vreau să ne prezentați darea de seamă a acestei firme, să vedeți noi cine este, ce bani ați dat și care sunt concluziile, da? Pentru ședința următoare, cât e ba, da, de la 1 ianuarie. Nu, am răspuns. Pentru inventarierea patrimoniului, Eval Proiect Consult XRL, 6.000 de lei. Da, da. Are o dare de seamă, ca să vedem da. Și desfășurătorul. Păi eu ce fac? Iar se... Iar votez patrimoniul, iar este ca la... Eu, de exemplu, aș veni cu propunerea ca inventarul să fie postat pe site-ul primăriei. Nu mai spun. Asta este încă o măsură. Aici, dacă dumneavoastră ați făcut o inventariere, da? Și să zicem că este o inventariere corectă, da? Da, să pun întrebările care sunt, să elimine, da. Cum să spun eu, suspiciunile, corect. Rămâne ca un document de bază validat, nu neapărat aprobat, da. Validat da. De Consiliu, prin consens, și nu mai aveți probleme. Și dacă se mai face și ce a spus doamna, este deja păi, excepțional. Da, așa este deja excepțional. Da. Vezi, vezi acolo, domnule. Nu, nu, nu. Aici, eu chiar nu înțelegeți. Deschiderea asta cred că mai, știți, mai mă, mult decât... Doamna Vici, ca să, nu pot ca să lămuresc colegul chestia asta. Domnul Gelu. Nu pot. Nu, lasă-mă un pic să termin. Dacă este postat pe site-ul primăriei și îl vede orice cetățean, chiar dacă nu este acum prezent pe raza Comunei Scorțeni, poate veni cu o idee și spune, domnule, în inventar nu-ți apare că ai și 5 roabe. Doamne, ia să ai în vedere la anul, îți dă o idee, ți-o trimite la primărie, pe mail. Să cumpărați 3 roabe de culoare, nu știu de care. Vin cu propunerea. În sensul celor după aceea, Consiliul Local, care ne spuneți dumneavoastră, eu am făcut o glumă. Data trecută. Vreau mă să văd și eu câte auto, motocoase. Nu, nu, dar chiar foarte bine, acasă. Nu, chiar foarte bine. Adică s-a stricat ieri și trebuie să așa. Bun, am glumit. Ideea este în felul următor, că dacă site-ul acesta al primării ar funcționa așa cum a expus doamna o problemă de genul, acum, punctuală cu treaba asta, ar fi într-adevăr un pas foarte important pentru această transparență și a eliminat din capul mai multor oameni, chiar și din capul oamenii, eu am suspiciuni multe, rezonabile. Dar de asta vreau să zic. Nu vreau și că poate v-a supărat, nu trebuie să vă supărați. Am și o nervii mei, mă enervez. Nu, că simt că planează asupra acestei instituții și asupra mea, că planează, nu știu ce spuneți dumneavoastră suspiciuni. Păi și dumneavoastră, deci, când a zis Mircea că vă duceți în comunitate și dați vina pe noi, dar nu este noi dăm vina pe noi, nu trebuie să judecăm. Am zis că sunt ceva, acum astea se deduc de pe
camere, nu dar spun eu. Nu este nici adevărat că noi facem închisiunea de dumneavoastră. Pentru că noi, ce vă întrebăm aici? Ne dă voie legea să vă întrebăm? Avem atribut prin lege să vă întrebăm? Suntem aleșii locali? Ați spus chiar dumneavoastră că suntem Parlamentul Comunal și legiferați și eu execut? Nu are roade. Hai să vă spunem. Domnul Gelu, puteți nega că după ultima ședință, când nu am aprobat treaba cu gazul, nu ați spus chiar aici în primărie, jos la oamenii care erau în ziua respectivă, că noi, consilierii, nu vrem gaz, nu am aprobat și nu o să avem gaz. Așa ați spus? Da, băieți, a nu sub formularea asta. Am spus așa. Deci nimeni nu a fost împotrivă. Da, 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 da. Noi am avut niște mărire. Păi stați un pic, că nu chiar așa. Chiar așa. Nu, nu, dumneavoastră, da. Eu când am fost prima ședință, am fost în concediu, da? Am primit informare că nu a trecut gazul. Era ultima zi când am avut ședința de concediu, când domnul Patrici, care cu firma de consultanță care forma de eu, o zis și mă suna și tu, pan primar, băi, ce faceți asta? Dom'le, vorbeam la telefon, dacă consiliul mi-a aprobă, că tu la trecut nu m-a aprobat. Restitemistru, și gare, sau cum? Cum? Păi dar am făcut asociația. Ai motivat de ce nu ți-a aprobat? Motivat? Tu ai motivat? Păi uite de ce n-a aprobat. Uite că n-a știut să ne spuneți. În ce poate să faceți tu? Aveați o anul, domnule. Ce am spus a doua oară, am spus și prima dată. Nu, dar uite, n-am știut de treaba asta cum zice. Că noi nu vrem doamne mai tău. Eu nu s-am înțeles cum aveați de... Ce vreau să întreb un pic despre profesorii ăștia de dans? Am înțeles că au rămas foarte puțin copii la dans. Ce se întâmplă? Când se termină contractul? Nu sunt niște coordinatori, nu sunt copii. A fost vacanță, da? Domnul Mihaiță, și mulți părinți nu și-au lăsat copii. Au fost în taberi, da? Au fost cu părinții la mare, au fost plecat copii în vizită. Cum? Nu mai face la soție? Se face la Grigoreni acum. Dacă nu au venit copii... Păi nu zicea cineva că o schimbi și eu o sumă de 25... Dar nu ia acum, deci nu ia de categorii. Dar când se termină contractul cu ei? Adică o sumă mare de bani, cu trei copii, eu înțeleg copiii respectiv trebuie să, da, nu știu, valitare din sumă, că-i prea mult. S-a mai discutat treaba asta, că dacă e domnul director și a spus că dânsul ar putea să facă gratuit, da, și noi am zis banii așa mai bine. Să îmbrăcăm copilul așa, așa, cu costul primit în training. Domnul Amărâș. Păi când se leziliază contractul, ești cine ești? M-am întâlnit întâmplător cu actorul Părinț Dăncescu. Da, care zicea domnul director că se înțelege și cine a confirmat că a fost varianta asta și noi aruncăm cu gaz de bani. Pe asta, că nu știu care a fost dosarul de achiziții publice dată, ăștia, că ăștia sunt ăștia de la PRU sunt, da. Care se ocupă. Că domnul Dămoc e membru PRU. Da. Așa? Eu aici am supozițiile mele personale și suspiciunile mele personale vis-a-vis de plata, de plata, vis-a-vis de plata pe oră, că parcă plătim astronomie noi, așa, dar în același timp nu sunt împotriva acestui contract, că pentru copilașii ăștia la noi, la țară, e bun. Dar vreau să văd că există și mulțumirea părinților, vreau să văd că copilașii ăștia au avut și plimbă de colo, colo, nu mai este niciun control, banii dăm, punem miluita. Noi parcă am discutat atunci în ce condiții se poate revizia contractul, da, fie dacă domnul Sâncescu ne făcea gratuit. Nu ni s-a spus, da? Na, aici am. Gratuit nu vine nimeni, domnule. Dacă vine unul să scrie gratuit, nu aduce un gratuit, nu vine nimeni. Dar eu vă pot întreba acum. Ia aduceți-mi, domnule, dosarul de achiziții pe această prestare de servicii. Să vedem câte oferte ați avut în plicuri la deschiderea plicului la comisia de ofertare. Vreau să o văd. Și o să-mi, și o să-mi arătați un plic. Alu... ăsta, alu... Demo. Nu, nu. Că, bine, da. Hai, nu mai, că dacă intrăm pe urmă, încep să... Cum rămâne cu ei? Domnul Zâncescu ce a spus? Domnul Zâncescu a zis că ar fi fost varianta, dar nu trebuie să la jumatea anului. Trebuie să duci la începutul anului. Vedeți, bun-i domnul director. Nu contează momentul, domnul. Nu, la început de ani, de an școlar. Păi trebuie o adresă, o adresă la domnul șef al direcției de cultură. De ce? Dacă există posibilitatea, comuna Scorțeni să intre la ca să avem, că toată lumea spune, doamna, foamea, ce drept. Dar hârtia pe hârtie nu trece glonțul. Corect. Nu? Corect. Și atunci? Că și domnul director a venit atunci. Și eu am apreciat chestia. Unde, dar asta atâta bani. Și nu s-au venit și nu au mai venit. Deci au venit ducându-se. El are deja atât de pusiv.
Păi are și unii sari. Deci au venit ducându-se. Trebuie să vedem și ședința asta odată. Prima, domnul rector a venit cu ideea care am apreciat. Foarte bun. Dar au venit ducându-se. Eu am zis, haideți să vedem. Domnul primar, școala este în subsistența noastră, este în afara orele de zi. Mă așteptam acum ca directorul școlii, n-am nimic. Dar nu mai e director, dar nu mai e. Auziți, doamnă, ce spune? Deci suntem în faza în care începe școala, peste o săptămână. Acum vrem să aflăm noi, Consiliul Local. Domnule, Consiliul Local. Este prefinit directorul școlii, locuitorul lui, cineva. Până școala este pregătită sau la măsurile de începere a unui școlar, că le dăm bănuții școlii, nu sunt existența noastră. Nu le dăm salariile, nu? Dar restul... Deci era normal, era normal ca cineva de la școală, la o săptămână înainte din începerea școlii, să vină să ne asigure că s-au luat toate măsurile, cu sprijinul primarului, Consiliul Local, că începe școala, că copiii au de toate, că școala este autorizată, că nu e autorizată. Nimeni de la școală. De ce? De ce? Că pe 15 luni nu l-a mai văzut pe domnul director, pe când s-a dat vacanță. Dar anul ăsta, domnul, nici la dispensar. A invitat doamna doctor de teori și nu a venit în ședință și trece anul. Domnule, dacă o ceri, o solicit eu sau tu, nu o să vin. Dar am făcut adresa scrisă, domnule. Domnule, dar ești fiat adresa scrisă. Păi am hârtie, am dovezi. Domnule, consilier, domnule, mai e problema alea ca domnilor. Aveți cumva, în perioada asta scurtă de timp, e zona aceea, la deal acolo, pe la Macaru, s-au s-o dus mașină, greșați, ca acolo, șezut. Dacă termin din miercuri, m-a făcut de drum. Când? Din miercuri, dacă termin cu hârtirii, direct din miercuri, m-a făcut de drum. Măcar un buldo prin spate, că la mine pe acolo e șansul din mare... Mi-ai zis nea Vasile, mai și până și la Bacău, ți-am spus și la... Da, pe asta... Am mai avea și o întrebare. Doamne, anunța, dumneavoastră, nu sunteți pe tabel. Nu puteți pe întrebare. Dar vă rog frumos, am zis la nu permite legea de detonatic. Dar nici un dispensul mare, câteva sute de metri, să zice. Să facă, dar cu dispoziție de șantier. Cu dispoziție de șantier. Bacat cu piatră. Deci făcute ca să se mai înfunde. Doamna Anunța, și interzice legea și în favoare omul o face. Deci niciodată nu va fi o treabă bună atât timp cât șanțurile nu vor fi betonate. Niciodată. Știu, dar nu se acordă. Că măcar eu nu știu. Să zicem, dar măcar și piață. Pot să plasă, domn primar, pot să plasă pe la plate. Nu primar. Doar o bază. Acum o să faci. Ăla e cel mai... Cel mai... Mai explic o dată. Te rog eu din suflet. Spune așa. Domne, această sumă pe hotărârea de guvern, nu este sumă pe proiect de investiții. Da, este sumă pe funcționare. Pe și nu pe reparații. Și nu-mi permite legea să intru ca la un proiect de investiții cu aia, cu aia. Eu trebuie să repar ce s-a stricat. Să consolidez. Deci, trebuie să adică oamenii trebuie să aibă așteptări. Nu mai sunt.